Bine ați venit la PC Config. Astăzi vă voi arăta un keylogger. Un keylogger este un program mai mult de spionaj cu care putem înregistra diferite lucruri. De exemplu, putem înregistra ce se află pe desktop, ce se scrie la tastatură, ce se vorbește în microfon, etc. Astăzi noi ne vom ocupa mai mult de ceea ce se scrie la tastatură și vom folosi un keylogger numit Family Keylogger, versiunea 4. Îl vom downloada, o să deschidem un browser și o să mergem pe site-ul nostru. Apoi la pagina de download o să mergem puțin mai jos unde scrie Family Keylogger. Apăsăm pe download, salvăm fișierul, o să închid browserul. Așa arată kitul, dăm dublu click pe el, run, acceptăm licența, este un soft gratuit, se instalează în ce Windows, install, și s-a terminat, dăm close. Acum ne-a apărut această pagină în browser și această fereastră este mai mult una de test, adică să scriem ceva la tastatură și să vedem dacă el ne-a înregistrat. În jos, în try, ne-a apărut această iconiță de la Family Keylogger. Această iconiță o vom putea ascunde. Dăm click dreapta și hide icon. Și ne zice că va trebui să apăsăm Control, Alt, Shift și F pentru a reapărea. Și a dispărut. Acum apăs Control, Alt, Shift, F și a apărut din nou. Haideți să scriem ceva aici la tastatură. Să vedem dacă ne-a înregistrat. Dăm click dreapta, view log, sau putem da și dublu click, e același lucru. Și după cum vedeți, ne-a zis că am scris în Mozilla Firefox, la quick start, PC config. Închidem și browserul. Haideți să încercăm într-un notepad, într-un alt document, să vedem dacă ne-a înregistrat, dublu click și ne zice în new document text, notepad, ce mai faci. Așa puteți afla și parole de la Yahoo Messenger. Haideți să vă arăt, deschid Yahoo Messenger-ul, scriu un ID fictiv. O parolă la fel fictivă, 1, 2, 3, 4, 5. Și să vedem, nici nu trebuie să dau sign in, să vedem dacă ne-a înregistrat-o. După cum vedeți, ne-a zis test și 1, 2, 3, 4, 5. Dacă dau sign in, bineînțeles că nu merge. Închid. Haideți să încercăm și cu un document Word. Să scriem aici ceva. Așa. Putem închide documentul, nu-l salvăm. Și să vedeți că totuși el ne-a înregistrat. PC-config este cel mai bun în Office, New Microsoft Office Word document. Așa. La click dreapta avem opțiunile să pornească în modul hide, adică să nu apară când pornește Windows-ul, el va porni singur, dar să nu apară această iconiță în try. Aici să pornească odată cu Windows-ul și aici este combinația de taste pe care trebuie să o apăsăm. Puteți să o modificați dacă vreți. Avem și de aici view log, adică ce a înregistrat el la tastatură, clear log, să șteargă, o să șterg, să vedeți că ne șterge tot. Acum dacă dau dublu click, este alb. Dăm OK. Haideți să mai scriu ceva într-un document. N-are importanță ce o să scriu. În log ne-a apărut și dacă dăm click dreapta și view as HTML,
O să ne fac acest log în format HTML. Este mai... poate mai bine așa, mai bine organizat, structurat. Bine, avem și puțină publicitate de la dânși. Așa, end of raport. Închidem. Puteți opri înregistrarea oricând cu exit. Puteți trimite către firma care l-a produs un comment. Sau să vă abonați la noutăți. Aici este pagina de bază a firmei, fișierul Help. Despre program, aici să-l înregistrați, dar funcționează și fără înregistrare foarte bine. Haideți să-l mai ascund o dată. Și ne zice și acum Ctrl-Alt-Shift-F. Ctrl-Alt-Shift-F. Și a apărut. E bine să-l lăsați ascuns. Așa vă puteți spiona prietenii, colegii, puteți să le aflați parolele de la Messenger, de la știu eu ce. Acest keylogger nu este unul din cele mai complexe posibile. Sunt altele care filmează desktop-ul sau înregistrează sunetul, dar după părerea mea este destul de drăguț și destul de ușor de folosit. Nu necesită nu știu ce pregătire. Haideți să vă arăt că merge să scrieți și pe internet, iar o să vă monitorizeze tot timpul tastatura. Să scriem, de exemplu, pe Google. Dăm căutare și acum apăsăm Ctrl-Alt-Shift-F și dăm dublu click să vedem logul. După cum vedeți, am înregistrat și ce am scris în browser. Să-l ascund la loc. Închid browserul. Cam atât cu acest program. Este destul de ușor de folosit. Mie personal mi-a plăcut. L-am folosit, am aflat câteva parole. Vă sfătuiesc și pe voi să-l folosiți. N-aveți nimic de pierdut. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine la acest tutorial și vă mai aștept și la celelalte. La revedere!